Bună dimineața! Astăzi este luni, am fost de dimineață la adăpost. Cred că o să fac o obișnuință, mă rog, mai puțin săptămâna viitoare, dar în general sper să reușesc să fac o obișnuință din a mă duce la adăpost lunea. Nu știu de ce îmi place mai mult, poate pentru că trebuie să mă trezesc destul de devreme. Poate ar trebui să-mi facă și la încărcat și după aceea să vorbesc. După m-am oprit pe la magazin pentru că nu mai aveam nici săpun, nici pastă de dinți. Eram în pană de mai multe chestii, așa că m-am oprit pe la magazin. Am fost pe Bicla astăzi pentru că e vremea destul de ok. Și acum aș vrea să mănânc super repede ceva, după să mă apuc să mai fac de ceva la laptop. Ceva chestii de făcut și joi plec în România. Aș vrea să pun câteva chestii în ordine, să-mi fac niște programări, pentru că de obicei când mă duc acasă este este o perioadă așa de pampering și de revizie, cum îmi place mie să spun. Bună dimineața! O nouă zi, o nouă problemă! Astăzi m-am trezit cu un ulcior la ochi. L-am simțit, mi s-a părut mie că e ceva în neregulă de ieri. Dar am zis, poate doar mi se pare. Și astăzi trebuie să mă duc undeva, e o chestie destul de importantă și sincer nu voiam să am un ulcior la ochi. O să mă duc la farmacie, este destul de aproape să îmi dea ceva, nu că o să-mi treacă miraculos. Probabil va trebui să păcălesc toată situația puțin de machiaj, dar îmi dau seama că nu e cea mai bună decizie, dar atât de disperată sunt. Așa că... De ce? V-ați spus la farmacie și mi-a dat niște picături, acum să vedem... Nu știu exact. Mi-a dat ceva mai lejer pentru că nu pare a fi o infecție. Nu este atât de dureroasă, nu este atât de inflamată, este foarte puțin roșu, este probabil dintr-o zi. Cred că de când am fost la shelter, m-am tot frecat la ochi, mă deranjau lentilele și m-am tot frecat la ochi și cred că de asta, cine știe. În general mă dezinfectez și acolo și pe unde mă duc, de obicei am dezinfectantul cu mine. Pentru că știu că am prostul obicei să mă frec la ochi, dar da. Așa că momentan nu e atât de rău, a zis că în cazul în care, nu știu, pare a fi infecție, să-mi dea ceva mai serios, dar acum mi-a dat niște picături și trebuie să curăț zona cu un bețișor și cam asta e. Am fost puțin în centru, am fost să iau niște cadouri pentru oameni, niște mici chestii, pentru că nu am mai fost acasă de 8 luni și am zis că ar fi drăguț să le aduc câte ceva. Și o să ies curând să mă duc să iau niște sushi, am prins pe Too Good To Go aseară. Am mai luat la un moment dat sushi de pe Too Good To Go aici în Copenhaga și a fost ok, dar am vrut să văd dacă găsesc și alte opțiuni. Și până atunci vreau să fac o chestie, o chestie care îmi stă pe creier. E probabil să fie o decizie extrem de proastă, sunt foarte sigură că e o idee foarte proastă, dar nu mă interesează. Vreau să-mi scot extensiile. M-am săturat de ele, nu mai pot, au început să mă enerveze groaznic. Sunt drăguțe, sunt bla bla bla, păr lung, chestii, fun, dar... Sunt prea high maintenance, se usucă foarte repede, vremea din Danemarca nu e foarte prietenoasă în perioada asta. Se transformă într-o mătură și pe lângă asta nu pot să zic că îmi place neapărat calitatea extensiilor. Mi-am dat seama că părul meu din cap e foarte sănătos și arată foarte bine și nu vreau să mai bat capul cu toate astea. O să crească și al meu,
mă duc în țară, o să mă și tund ca să fie treaba. Problema a fost că nu am reușit să găsesc pe nimeni în Copenhaga care să-mi scoată extensiile. N-am căutat, sincer, suficient de bine. Și unde mi le-am pus eu un arbor, n-am avut timp să le scot pentru că a fost o nebunie curată atunci când ne-am mutat. Așa că o să fiu eu și urați-mi succes. Partea proastă e că sunt foarte, foarte multe. Să-mi secționez puțin părul. E destul de simplu să le scot, cred, sper. Da. Da, e destul de simplu să le scot. Ok, e mult mai ușor decât pare. Nici nu trebuie să mă uit în oglindă, nu trebuie să fac nimic. Stau aici și mă uit la film și mi scot extensiile, le pipă, îmi dau seama care cum sunt și pur și simplu le scot. Da. E foarte simplu. După o oră jumate de pieptănat și de scos și de chestii, am capul mult mai ușor. Mi-a căzut foarte mult păr pe parcurs, dar nu vă faceți griji, mi-a căzut tot părul ăsta pentru că au fost extensiile nașpa sau ceva, sunt pur și simplu luni de zile de păr care n-a reușit să cadă pentru că era prins în inele, este părul meu pe care trebuia să-l... care trebuia să-mi cadă, dar nu mi-a căzut din cauza extensiilor. Sunt aici, cred că undeva la, nu știu, 4 luni, poate puțin mai puțin, poate nu 4 luni, dar pe acolo. Și da, îmi dă senzația că am părul mai rar, dar eu n-am avut niciodată părul super des și ținând cont că acolo au fost 100 și ceva de grame de păr în plus, da, evident să-mi simt capul mult mai ușor și părul mult mai rar, dar asta este, ăsta e părul meu. Bună dimineața! Am fost la sală de la 9 și abia acum am ajuns acasă, nu știu de ce mi-a luat atât de mult. Oh, trebuie să mănânc avocado ăsta. Și îmi este super foame. Sincer, nici nu știu ce vreau să mănânc. Am făcut un duș și acum ar fi cazul să-mi pachetez. Mai am vreo 2 ore până trebuie să plec la aeroport. Nu vreau să-mi iau cine știe ce cu mine, așa că cred că o să am timp suficient să fac tot ce trebuie. Mi-am terminat bagajul și nu am cine știe ce, adică am 2 outfituri, niște pijamale și niște cadouri și cam asta este. Mă rog, mai am produsele de îngrijire aici. Astea 2. Care cred că o să meargă în rucsac pentru că va trebui să le scot la securitate. Dar în rest cam asta e. Sincer sunt puțin îngrijorată, dar mi se pare că nu mi-am luat tot ce-mi trebuie, dar... nu înțeleg de ce magii. Pentru că mai am haine și acasă. Am zis să fac și eu ceva cu părul ca să încep să mă obișnuiesc cu el. Doamne. Da, o să mai necesite câteva zile. O să strâng mormanul ăsta de rufe de aici ca să nu îi las prietenului meu și apoi cred că o să plec. Bună, dragilor! După cum se vede, sunt în sfârșit acasă. Ieri am făcut drumul de la București la Constanța. Mi-am făcut un nou tatuaj, iar 50% din suma pe care am plătit-o pe tatuaj se va duce către o asociație ce ajută refugiații din Ucraina. O să vă las link în descriere. Am postat despre asta pe Instagram. Dacă nu ați văzut, puteți să citiți în descriere mai multe. Iar astăzi, pentru că sunt la curte, sunt cu mama, vreau să am puțin timp în liniște și pace, așa că nu o să mai filmez.
Asta a fost exact fața mea când m-am apropiat de geam și am tras pe Dao. Ok. Credeam că în Danemarca vei femeia ciudată. Cred că m-am înșelat. Mă duc să mă văd cu Irina Zână. Ok, m-am dat cu culoarea aia până prea spre nas. Ok, în fine. Și am găsit niște haine prin dulap, haine pe care le am de când eram în facultate. Ca fapt divers, eu eram în facultate în 2015, 2016 și 2017. Asta l-am din 2015, cred. Și de asemenea și blugii ăștia care în continuare îmi vin super bine și cred că o să iau cu mine pentru că îmi plac prea mult. Sunt cu o talie super, super înaltă. Și pentru că sunt jumătate millennial și jumătate Gen Z, îmi plac pantalonii să fie mulați. Da, m-am cărat. Mac cu Zână. Tradiție, m-a corupt la mâncare nesănătoasă. Tocmai ce am ajuns din oraș, am scăpat la cumpărături. Grav, o să vă arăt imediat. Trebuie să-mi găsesc trepiedul. Aș zice că mă simt vinovată, dar nu foarte rău. Pentru simplul fapt că n-am luat neapărat chestii inutile, știu că o să le port foarte mult timp de acum încolo, sau, mă rog, o să le folosesc. M-am oprit până la Decathlon și am luat câteva piese pentru sport. Mă duc foarte des la sală, mă ajută să am haine drăguțe pentru motivație. Și mi-am luat tricoul ăsta cropped așa și apoi bluza asta care mi s-a părut super drăguță, arată foarte fancy, nu știu cât de practică este. Cu toate detaliile astea. Foarte cute, dar o să vedem la sală cât de practică o să fie. Și mi-am luat și acești pantaloni scurți. Eu nu prea port pantaloni scurți la sală, însă acești îmi plac pentru că au și o dublură pe dedesubt. Sunt mult, mult mai ok. Mi-am luat niște bluze la Sinsay. I-am văzut, m-am îndrăgostit de ei, n-am putut să rezist. Au un preț atât de bun și sunt... Doamne, dacă rezistă cum rezistă blugii mei în general, eu am blugi pe care încă îi port și am din liceu. Și îmi place că au marginea asta așa, deci pentru că evident sunt lungi pentru mine, o să pot să-i tai și nu o să arate ciudat. Și am zis că aș vrea să fac și o tăietură în genunchi, mă rog, unde o fi genunchiul. Și îmi pare mai puțin rău dacă fac o tâmpenie pentru că au fost destul de ieftin. Așa că sunt foarte mulțumită de asta. Am luat de la Pepco suportul ăsta pentru... spatule și chestii pentru bucătărie, pentru că n-am văzut niciunul drăguț în Copenhaga, n-am găsit niciunul să-mi placă și ăsta e drăguț și a fost și 13 lei, cred. Așa că, nu, 15 lei. Mi-am luat o carte de la Cărturești, este Nu mă întrerupe de Cătălina Stanislav și este... Sunt tare curioasă, voiam să citesc, voiam să mă conectez puțin cu autorii români. Pe lângă asta am făcut o comandă aseară pe Elefant pentru că aveau reduceri și mi-am luat o groază de cărți. Să zicem că nu o să mai au cărți foarte mult timp de acum încolo. Am luat de la DM două măști pentru că am văzut că au adus și produse coreene. BB cream-ul meu preferat de la Garnier pe care văd că l-au schimbat. I-au schimbat totul. Și ambalajul și totul. Să sperăm că măcar formula e la fel. Mi-am luat și un fond de ten de la Catrice. Este True Skin. Irina Zână a zis că a auzit despre el și că ar fi bun și este perfect pentru mine pentru că este mai hidratant. L-am luat cu o nuanță deschisă pentru că vreau să-l folosesc acum. Acum nu folosesc fond de ten, n-am mai folosit fond de ten de foarte mult timp. Și apoi mi-am luat un creion de la Essence, este cel Long Last Eye Pencil. Mie îmi place, l-am și pe cel roșu și pe cel mauve, sunt foarte bune. La Fenty aveau reducere și mi-am luat... un set de, mă rog, bluză și pantalon. Sunt foarte drăguțe și par foarte confortabile. Nu știu dacă sunt pentru somn sau pentru casă, dar mie îmi plac. Și am mai luat un set pentru că aveau reducere, aveau un produs plus al doilea la 50% reducere. Și acestea aș zice că sunt pijamale. Este cu tricou. Mi-a plăcut foarte mult materialul și cu pantalon. Sunt drăguțe. Mi-am luat de la Levi's, Levi, cum îi spuneți, o altă curea. Eu am pe cea maro și am vrut-o și pe negru. Este foarte rezistentă, de o calitate foarte bună. Am zis că merită investiția. Eu am pe a mea de ceva ani și rezistă foarte bine. În schimb, pe cea pe care o port acum o am de jumătate de an, poate puțin mai mult. Și hai să zicem un an și este nașpa și a început să... Da, așa că e ok să investim în chestii pe care le folosim des și mult timp. Și apoi am fost la Sephora. O, Doamne!
aparent se închid standurile Urban Decay și era reducere. Și mi-am luat două rujuri de la Urban Decay. Este Vice High Impact Vegan Lipstick. Acestea sunt nuanțele și așa arată ambalajele. Și mi-am mai luat acest primer de la Rare Beauty. Are niște particule foarte frumoase, iluminează foarte frumos tenul. Și n-am încercat niciun produs de la Rare Beauty până acum, așa că sunt foarte entuziasmată. Și apoi am de la Milk, mi-am luat un stick de contouring pentru că eu aveam unul și am de foarte mult timp. Cred că a expirat de foarte mult timp. Așa că am decis că ar fi mai înțelept să nu-l folosesc și să-mi iau unul. Și acestea sunt variante mini pentru că știți că eu prefer în general variante mini. Nu apuc să termin un produs până expiră dacă îl iau full size și nu știu dacă nu-mi place, ca de exemplu primerul. Da, a fost cel mai indicat, deși nici nu cred că am văzut produse full size de la Rare Beauty în Sephora, cel puțin acolo. Sau nu m-am uitat eu bine. În fine. Dar în general cumpăr travel size pentru că nu apuc să le termin. Sau, nu știu, găsesc alt produs și îmi place mai mult și uite ele sau ceva. Și am primit Long Lasting Makeup Setting Spray, care este travel size foarte, foarte bun. Și foarte, o să fie foarte util. Mi-a dat și o variantă mini a acestui rimel, care se numește Perversion. Da. Drăguț. Mereu sunt super recunoscătoare pentru variantele mini, sunt mult mai ușor de cărat după mine. Și sunt puțin șocată că asta e tot. A părut că am luat mult mai multe chestii. Bună dimineața, se vede că nu sunt în mașina mea, sunt în mașina lui mama, pentru că a mea este nenumatriculată momentan. Mă pregătesc să mă duc la revizie, cum îmi place mie să spun, să mă pensez și m-am dus mă tun și mai târziu. Cu asta lucrăm, mi-au mai crescut și l-am lăsat să crească, nu le-am mai făcut nimic, l-am lăsat în pace, pentru că am zis că mai bine îl las pentru cineva cu experiență. Am terminat, cam așa arată. Ok, așa. Sunt mult mai închise acum, evident o să se mai ducă, sunt proaspăt vopsite, pensate, pigmentate. Ce am mai făcut? O să-și revine, doamne, cum stă bretonul super ciudat, o să mă duc oricum la tuns și o să mă spele și așa. Mai am o oră și ceva până trebuie să mă duc la tuns, așa că o să mă opresc pe la Maritimo pentru că vreau să mă duc la bebetei. Bună, dragilor, n-am mai apucat să vorbesc cu voi aseară. După ce am făcut? Am fost și m-am tuns după cum nu se prea poate vedea. Mi-a luat puțin din vârful și mi-a făcut puțin în scări și mi-a tuns bretonul. Apoi m-am dus să încerc epilarea definitivă cu laser și mi-am făcut axila. Da, și apoi am fost să o iau pe Ioana și am avut un sleepover amândouă, de aceea nu am mai filmat, n-am mai făcut nimic. Astăzi este ultima mea zi full în România și sunt iar la Maritimo pentru că iar am apucat să fac tot ce voiam și să-mi iau tot ce aveam în gând. Așa că, iată, ne suntem din nou aici. Astăzi este și prima zi în care s-au scos restricțiile și zice spații publice, nu cred că mall-urile sunt incluse în spațiile publice, așa că sunt cu masca în continuare, nu mă deranjează absolut deloc. Ținând cont că am făcut corona acum o lună în urmă, încă sunt safe, dar nu am chef să stia nimeni de mine. Mi-a venit și comanda de pe Elefant, o să desfacem acasă. Ieri am luat niște chestii de la BBT-i, mi-am luat balsamul acesta nuanțator, niște plasturi pentru acne, mi-am luat niște serumuri, am vitamina C, acesta este serum cu acid hialuronic, l-am mai avut și e foarte, foarte mișto. Acestea două sunt de la Geek & Gorgeous, îmi plac foarte mult produsele și apoi l-am pe acesta de la Beauty Drops, este retinol 0,2, e cea mai mică doză pe care am găsit-o, așa că o să vedem, o să aplic într-o mică zonă a feței și apoi o să vedem ce reacție are fața mea. În cazul în care e prea puternic, o să caut ceva mai redus. Am luat crema asta care îmi place super mult și văd că a ieșit și varianta cu SPF 20 și am luat-o pe aceasta. Foarte, foarte bună. Și o apă termală. Trebuie să mă apuc să-mi fac bagajul pentru că mâine am tren super devreme și nu o să mai am timp să-l pregătesc. Și nu v-am arătat.
observați ceva diferit la urechea mea. O să vă dau câteva secunde. Am fost și mi-a făcut un piercing nou. Prima dată după cel puțin 3 ani. A 3 ani mi-amintesc eu, dar cred că au trecut vreo 5 ani. La ultimul meu piercing l-am făcut pe acesta în conci și este super drăguț. După ce mi l-am făcut, mi-am dat seama că de fapt inițial voiam în urechea cealaltă, pentru că asta e mai golașă. Dar în fine, îmi place foarte mult cum arată urechea asta, cred că este completă. Și apoi mai rămâne spațiu, mai fac ceva pe aici, la un moment dat, cred. Doamne, ce drăguț! Cineva mi-a lăsat flori. Și avem o nouă piesă de mobilier. Tot eu sunt de vină pentru ea. Am găsit-o pe Facebook Market și e exact același model cu cel de la IKEA pe care voiam să îl luăm. Și a fost cu 400 de coroane mai ieftin. Așa că prietenul meu a adus-o într-o zi. Nu știu cum, nu știu în ce fel, dar e aici. Și eu sunt fericită. În schimb, evident că plantele mele sunt pe moarte. Doamne, asta săraca... Taoleo... Mama a trimis pentru prietenul meu niște mâncare românească. Uitați-vă câta cozonac am avut în geamantan. Abia aștept să vină acasă să-i văd reacția. Cozonac! E șuncă? Da! Mamă! Și wow! Sunt... Ce faci? Ce e asta? Sunt cârnați. Uscați. Mamă, cozonac! Nu știu cum a supraviețuit el așa. Doamne, ce ai cărat pisic. Editam vlogul și mi-am dat seama că nu l-am încheiat, așa că asta o să fac acum. Vă mulțumesc super mult că ați urmărit, vă pup și ne revedem curând cu un nou vlog. Pa, pa!